e locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1. Bun găsit, dragi prieteni, începe Arena Hunedoara 1. Voi sunteți în arenă și vă invit să rămâneți aici pe televizoare, pe Hunedoara 1 TV și online pentru cei care ne urmăriți pe pagina de Facebook. Și astăzi, așa cum v-am obișnuit, v-am pregătit subiecte importante și interesante ale județului Hunedoara. O să mergem în administrația publică locală până la firul ierbii, până la administrația de comună, să spunem așa, și o să vă prezint astăzi în emisiunea mea doi oameni stâlpi ai comunității lor, dar și stâlpi ai organizațiilor politice din care fac parte, pentru că câștigă mai mereu și aduc voturi importante. Sunt doi politicieni care au trecut prin toate și au văzut de toate, doi oameni de administrație care pot să spun că au trecut prin toate etapele sistemului și l-au analizat așa cum a fost el, cu bunele lui și cu relele lui. Unul de-a stânga eșichierului politic și altul de-a dreapta eșichierului politic, dar ambii s-au confruntat cu același tip de probleme, cu aducerea satului românesc în secolul 21. Ambii invitații ai mei sunt primari și sunt primari aflați la atenție al șaselea mandat fiecare. Vi prezint, dragi prieteni, pe invitații din arenă de astăzi. Este vorba despre domnul Ciprian Achim, primar PSD al comunei Lelese, și domnul Victor Stoica, primar PNL al comunei Pui. Domnilor, bine ați venit în arenă! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! O să încep cu semnificația zilei de astăzi, de 24 mai. Nu întâmplător sunt îmbrăcat în albastru, cu toate că aceasta va fi o emisiune cât se poate de echidistantă. Astăzi reprezint cumva, pot să spun, culorile Partidului Național Liberal, dat fiind faptul că este ziua Partidului Național Liberal și în semn de cinste și apreciere pentru întreaga istorie a acestui partid. Începem cu acest lucru. Domnule Achim, vă provoc așa de ziua liberalilor să le transmiteți un mesaj acestora. Le doresc liberalilor să fie cât mai aproape de ceea ce au fost când au început. Acum s-au depărtat? Susțineți că nu mai sunt? Eu le doresc să fie cât mai aproape de momentul la care au plecat și pe care îl sărbătoresc astăzi. Domnule Victor Stoica, care a fost momentul în care Partidul Național Liberal a plecat la drum? Domnul Achim tocmai vorbea de momentul în care s-a plecat la drum. De 140 și ceva de ani, dacă nu mă înșel, prin Brătieni. Ice Brătianu a fost fondatorul și cel care a pornit la drum echipa liberală. 140 și cât de ani? Și mi se pare 7. 148 de ani se împlinesc astăzi de liberalism în România. În 1875 lua naștere Partidul Național Liberal. Nu asta va fi tema emisiunii noastre. Așa cum spuneam, vom analiza administrația publică, dar iată, văzută din două perspective, cum spuneam și la început, unul de-a stânga și unul de-a dreapta eșichierului politic, dar ambii v-ați confruntat cu același tip de probleme, cu problemele oamenilor. Înainte de asta, avem niște subiecte care țin aprinse spiritele, să spunem, la nivel național și cred că și în comunitățile pe care le conduceți. Greva profesorilor, școlile dumneavoastră din comune, chiar dacă nu sunt închise, sunt nefuncționale. Cum stau lucrurile în comuna Lelese? Ce fac copiii? La Lelese copiii? E mult mai simplu, noi avem doar clasele 1-4, învățătorul meu nu este în grevă. Pe cum așa? Nu este în grevă. Pare că vorbim de două Românii aici, de două situații. Nu vorbim de două Românii, dar dânsa înțelege să nu fie azi în grevă, să fie alături de copii. Și eu vede, de câte am înțeles eu,
mai mult o grevă a liderilor de sindical decât o grevă a profesorilor. Părerea mea personală este că profesorii au fost atrași de liderii sindicali într-o grevă pe care n-au înțeles-o. Și de-abia acum încep să o înțeleagă. Unii dintre ei săraci se dezmeticesc acum și își dau seama că nu se l-a spus absolut totul. Un exemplu, greva va trebui înregistrată în revisal ca o întrerupere a contractului de muncă, ceea ce vor lăsa probleme pentru ei. Eu știu, dacă ești femeie, ești însărcinată, ai o întrerupere în cartea de muncă, vrei să-ți iei un credit cândva... Bun, astea sunt niște amănunte, până la urmă. Sunt amănunte pe fond, care... dumneavoastră susțineți că profesorii ar fi trebuit să stea de data aceasta în banca lor? Nu, n-ar fi trebuit să stea niciodată în banca lor. Profesorii ar trebui să fie primii care iau atitudine și e bine că iau atitudine, dar în momentele în care pot să-și apere cu adevărat drepturile, nu în momentele în care liderii de sindical simt nevoia de a intra în politică. Asta e o interpretare pe care personală. O vedeți dumneavoastră. Este exact. Interpretare personală, sunt, nu știu dacă mulți este și interpretarea oameni, partidului. Foarte mulți români care sunt solidari cu acțiunile profesorilor și spun că n-ar trebui să se oprească decât atunci când solicitările lor vor fi onorate. Nu interveneam așa acum aici, dar am ascultat aseară la televizor o intervenție a unui lider de sindicat care spunea în felul următor: profesorii trebuie să plece de la salariu minim, salariu mediu, deci numai despre salariu mi-a vorbit, n-a vorbit despre condiții în școli, n-a vorbit absolut deloc despre elev. Păi cum să fii tu profesor, să faci grevă, să nu ceri nimic pentru copii? O întrebare, nu știu. Și au vorbit în schimb despre altceva. S-au comparat cu cei din primării și au spus că ei trebuie să aibă salariile cu mult mai mari ca cei din primării care nu lucrează nimic. Păi nu știu dacă e adevărat așa ceva. Cum să spui tu că cei din primării nu lucrează nimic? În mijlocul verii, și domnul coleg poate să confirme, nu mai știm cum să împărțim oamenii, să-i lăsăm câte 2 săptămâni în concediu să-și facă ce au de lucru pe acasă, cum suntem noi la țară, sau să plece într-un concediu. Că nu mai știi cum să-i întorci pe posturi. Profesorii n-au problema asta. Am înțeles opinia, până în august, opinia dumneavoastră. Sunt curios să ascultăm și ce opinie are domnul Victor Stoica. Cum era dumneavoastră în comună? Învățătorii, profesorii la fel? Eu sunt în mare parte solidar cu colegul meu, fiindcă nu zic că n-ar avea dreptate dascălii. Eu aș spune dar mai totuși, degrabă că sunteți solidari cu guvernul pe care îl reprezentați. Dar nu neapărat. Suntem solidari cu lucrurile normale și realitatea. Să lăsăm la o parte. Guverne, solidar? Asta întreb. Guverne vin și pleacă, oamenii și rămân. Și important e ca ce rămâne în urma noastră să rămână, adică ceea ce face să rămână bine în urmă, nu rău. Adică trebuie niște reguli, dacă le-am început, trebuie continuate până la capăt. Cât a fost dumneavoastră salariul la primărie? Eu sau... Un primar de comună, un... Aici are și o istorie, fiindcă nu se respectă nici la noi regulile. Știu că în administrația publică la locală, noi 2017, avem, a fost o revoluție mare și noi importantă. Noi nu avem un salariu, avem o indemnizație. Echivalentă cu da, salariul minim pe economie. Coeficient de mărimea comunei mulțit cu salariul minim pe economie. Să nu uităm că astăzi salariul minim pe economie e 3.000 de lei, iar noi de luna trecută avem 2.100 salariul minim în calcul, iar până luna trecută am avut 1.780-1.800. Deci 2.100 ori cât aveți dumneavoastră ori la comună? Ori coeficientul comun, ori 4. Ori 4. Da. Și raportat la cât câștigă un profesor debutant, mi se pare puțin inechitabil să aveți abordare de asta dură. Dar vi se pare volumul de muncă la un primar, la o comună cu 12 sate, cu așa? Nu știu dacă putem compara, dar importanța poate fi comparată, adică un profesor debutant are în mâna lui niște viitori, poate primari. Hai să comparăm Nu sunt împotriva la ce spuneți dumneavoastră. Sunt de acord să dea mai mult, dar eu, părerea mea este că se dea după valoarea și importanța muncii fiecăruia. Sunt școli în paragină, mă refer, în care școala e cum e, salariul la fel cu o școală performantă care are rezultate deosebite. Și aici ar trebui gândit lucrurile ca cei care au rezultate să fie stimulați,
ajutați să ducă mai bine. Iar cei care nu au rezultate înseamnă că nu au muncit, nu? La fel și noi. Dacă 4 ani nu facem treabă, după 4 ani acasă, nu? Ei vin la 4 ani sau oricare altul din sistemul românesc vine la 4 ani în fața oamenilor să-și prezinte mandatul. Nu vine nimeni. Cum se titularizează la 18-20 de ani? Prezintă la 4 ani un mandat prin rezultatele pe care le iau elevii, exact. La examene, la bacalaureate, la... Ei la 18-20 de ani se titularizează și după aceea, până la pensie, nimeni nu mai are nicio grijă. Poate fi asta, dar cred că o altă discuție vis-a-vis de salarizare... Iar nu, pe și salarizarea, în funcție de vechime, sunt mai multe, adică... Să știți că am angajații la primărie care am 3.000 de cereri de APIA și multe alte probleme. V-am spus 12 sate și 3.600-700 de locuitori și probleme. Am 2 fete la grăgitul agricol. Total, în primărie, am 12 oameni care lucrez. Deci un profesor susțineți că nu are aceleași probleme pe care sau nu întâmpină aceeași dificultate în meseria dumnealui. Deci nu pot să... Nu sunt în măsură în care să fac o evaluare între munca noastră și a lor. Fiecare își știe pe a lui. Dar eu spun că exemplu. Nici la noi nu sunt salariile pe măsura muncii și implicării. Dau un exemplu, eu sau colegul meu. Avem proiecte de milioane de euro care le derulăm, care trebuie să răspund de fiecare euro sau leu în parte, fiindcă vine legitorul și pentru orice te taxează, orice greșeală, pe când alții... La dumneavoastră în comună profesorii merg la școală zilele acestea? Nu, sunt grevă. Sunt în grevă, da. Am înțeles. Și nu sunteți solidari cu ei? Cu concetățenii dumneavoastră? V-am spus, într-un fel sunt de acord că poate ar trebui ajustate salariile. Dar în partea cealaltă, sunt de acord cu colegul meu, ce face cu copiii? Mai e o lună, da? Nici o lună nu mai e până la vacanță, da? 3 luni vacanță, o săptămână altfel, iarna vacanță, primăvară vacanță. Deci un dascăl are pe an 4-5 luni liber. Da, e aceeași da? Perioadă liberă. Pe când eu amintesc un lucru și vreau să aduc în discuție așa cu 100 de ani, dascălul avea aceeași perioadă de vacanță, dar pentru aia era etalon în comunitatea din care făcea parte. Adică eu știu că în sat dumneavoastră sunteți primar de comună, mediul rural, da? Era popa și dascălul. Erau cei mai importanți peste primar, poate, păi da, ca și etalon. Astăzi, din păcate, prin modul în care societatea românească îi tratează pe aceștia, au devenit așa, la categoria și alții. Sunt, din păcate această meserie nu mai atrage. Îmi pare rău, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Când dai un 2000 și puțin de lei unui profesor debutant... Haideți să vă spun, nu-s 2000 și un, că-i vreo 2700 pleacă ei. Cel mai mare salar a unui funcționar public, secretarul, la mine în primărie, care e primăria cea mai mică, are 3800 în mână. Domnii care s-au legat de primării spun că debutantul trebuie să plece de la 3800. În condițiile alea, cum mai motivez eu oamenii din primărie? M-ați înțeles cum zic? Îi motivăm să se facă profesori. Deci dacă la mine cel mai mare salariu 3800, cred că la domnul primar 4800, că e de rang mai mare ca și mine, e cel mai mare salariu. Profesorii pretind să pleacă de aici. Mă înțelegeți? Deci profesorii, când într-adevăr profesorii au salarii mici, profesorii au probleme deosebite, mai ales în ceea ce privește modul în care sunt tratați, nu de omul de pe stradă, ci în modul în care sunt tratați de statul român. Aici le dau perfectă de dreptate. Deci profesor nu a mai fost tratat cum trebuie de statul român de câțiva ani buni încoace. Dar asta nu înseamnă să te iei la bătaie cu alte categorii sociale. Asta înseamnă să te impui tu statului român să fii tratat cum trebuie, și tu și copilul. Dar dacă tu faci greve numai pentru salarii, nu faci greve pentru condiții, nu faci greve pentru copii, atunci deja apar semne de întrebare, semne de întrebare care o să rupă societatea. Da, îmi dau seama că oarecum reiterați mesajul guvernului, reprezentând cumva și partidele aflate la guvernare. N-am avut vreme de mesajul guvernului, că sunt prinși în proiecte europene. Cam ăsta este. E acest moment al alianței de guvernare destul de important, în care urmează rotativa, mult discutata rotativă, da? Și vine cumva ca o sulă în coaste această grevă a profesorilor.
Și e drept, dacă e să privești din acest unghi politic, lucrul ăsta nu e de bun augur la momentul de față, dar tocmai de asta am încercat să aduc și cealaltă parte a baricadei în discuția noastră și să reprezint și ceea ce spun profesorii. E clar că e un moment dificil. Cum vedeți dumneavoastră, domnule Victor Stoica, mai facem puțin așa politică națională, după care trecem la administrația locală. Cum vedeți că se va întâmpla acest moment al rotativei? La finalul lunii mai, teoretic, premierul liberal Nicolae Ciucă ar trebui să-și depună mandatul. Mie mi se pare corect ca acel protocol sau regulile jocului care au fost gândite, semnate la începutul colaborării alianței, să se respecte, 100%. Fiindcă, de ce o spun, de la București se dă tonul la totul. Dacă ei nu respectă niște reguli, atunci ce să le respecte? Aia mărunți de jos? Nu. Dacă așa au început pornit la drum, în orice înțelegere sau în orice problemă când pornești la drum, trebuie să fie o regulă bine stabilită. Cel ce nu se ține de ea, iasă din schemă. Nu? Urmează, domnule Ciprian Achim, la guvernare PSD-ul. Ce credeți că va aduce nou? Eu sunt primar din 2000. La guvernare. Să vină cu primul ministru, ca guvernarea oricum e comună. Eu sunt primar din 2000 ca și colegul meu și nu am schimbat niciodată partidul. Am avut o relație foarte bună cu toți care au fost la conducere. De ce? Fiindcă eu cred că rolul nostru al primarilor este în primul rând să facem administrație, nu să facem politică națională. Nu că n-am putea. Da, vreți, nu vreți, dar o faceți, că participați și în alegerile europarlamentare și la parlamentare și mergeți cu parlamentarii prin satele dumneavoastră și îi prezentați comunității. Nu aveți cred, o responsabilitate cumva din acest punct de vedere. Nu cred că sunt în măsură să spun eu domnului Ciucă sau domnului oricare ar conduce România sau domnului Iohannis, oricum nu ne ascultă, cum să-și împartă fotoliile la București. Eu cred că este treaba lor și o știu mult mai bine decât noi. Dar sunteți cei care vă loviți de problemele de zi cu zi, ale oamenilor și care le cunoașteți cel mai bine și care poate ar mai putea, din când în când, ați mai putea să-i trageți de mânecuță, să le spuneți, domnilor, România reală e asta, pe care o simțim noi. Oricum o cunosc. Cred că și asta e o Credeți responsabilitate. Că nu cunosc România da, reală? Eu cred că nu o cunosc. Cred că nu o cunosc. O cunosc destul de bine și cred că s-au făcut pași majori. România face pași majori. Sigur, noi am vrea ca acest pas să fie mult mai rapid decât sunt, dar România a făcut pași majori. Uitați-vă cum funcționează România astăzi față de cum funcționa înainte. Deci pașii sunt majori făcuți. Nu sunt în viteza în care ne-o dorim, dar ei sunt făcuți. Da, spuneam la început că ați trecut prin toate etapele ale acestui sistem. Și aș vrea să facem un exercițiu de memorie. Ambii ați început incursiunea aceasta administrativă în anul 2000. Domnule Ciprian Achim, vă mai amintiți care era efervescența, aplombul dumneavoastră în anul 2000? Ce vă doreați pentru comuna dumneavoastră? Eu când am venit în 2000 la primărie, am venit pe un culoar lăsa liber de vreo 9 care se băteau pe titlul de primar. Și am venit și eu nouă candidați și am venit și eu la primărie ca să candidez, să rămân consilier, să stau acolo un sat. Și așa s-au învățit lucrurile de a rămas primar. După ce am rămas primar, am spus, domnule, o rămâne un singur mandat și eu plec să-mi fac meseria. Nu stau aici. Dar au început să vină primele oportunități de a duce fonduri europene, de a duce bani în comunitatea mea, o comunitate mică și săracă, și am început să plec primele proiecte. Și atunci, după 3 ani, au spus, bine, tu nu mai candidezi, găsește-ți alt om. M-am uitat în stânga, în dreapta mea, fiecare bătea câmpii care cum puteau. Și atunci am spus, domnule, mai rămân un mandat. Și alte proiecte și mai rămân un mandat și uite așa s-au făcut șase și vreau să vă întreb vis-a-vis de evoluția asta pe care o invocați și dumneavoastră mai devreme, dacă considerați Comuna Lelese a fi o comună demnă de secolul 21. Comuna Lelese este o comună demnă de secolul 21. Este o comună chiar dacă e mică, este etalon pentru multe comune din țară, pentru modul în care s-a dezvoltat în ultimii ani.
O să vorbim și despre acest lucru, dar mergem acum la domnul Victor Stoica și aș vrea să vă provoc asemenea să vă aduceți aminte anul 2000 și poate să ne chiar povestiți așa puțin din sentimentele cu care intrați în primăria Comunei Pui atunci. Da, eu am fost consilier local 96-2000 și în 2000 un grup de prieteni m-au lămurit să candidez la primar. Eu nu prea aveam alte planuri, chiar nu mă prea interesa politica. În schimb, la Pui, la legile în 2000, am avut dublu candidaturi la colegul 17. 17 fotoliu, candidați da, într-o pentru comună. Pentru fotoliu de primar. Acum e cea mai mare comună de județ. Dar e frumos lucrul ăsta, să știți că e democratic, e un candidat. Și eu eram chiar la vremea respectivă, nu vreau să fiu modest, nici altfel, vreau să fiu un om normal, dar eram ca un outsider în jucăria asta care se numea la vremea respectivă alegeri de primar, de consiliu local și altele. Nu era efervescența sau nebunia de astăzi. Deci nu s-au bătut doi și au câștigat al treilea, s-au bătut 16 și a câștigat al 17-lea, dacă ziceți că ați fost outsider. Aici mai e o istorie, că în turul 2 am ajuns 3. Nu știu unde ați mai auzit să fie în turul 2-3. Noi am fost 3, nu 2. La Lelești a fost 96, cum da. Cum s-a întâmplat? Da, tot așa, 3. Da, cei de pe locul 2 au avut voturi egale. Egale? Da. Deci nu, eu am avut... Primarul în exercițiu a avut mai mult, eu am avut un număr de voturi și cel după mine a avut cu 2 sau 3 voturi mai puțin. Apropiindu-ne de momentul așa, zero, tot i-au mai găsit câte un vot pe acolo prin cutiuțele alea, ba că e valabil, ba că nu știu ce, și l-au adus la egalitate cu mine. De ce? Fiindcă simțeau că de la un moment dat la altul crește unul dintre candidați mai mult și trebuia stopat. Au vrut să mă scoată de tot din joc, dar n-am mai reușit, fiindcă termenul de depunere a contestat și mai departe s-a terminat și așa a rămas. În turul 2, bineînțeles că... Asta e jocul politic. Da, jocul politic, jocul exact, politic, exact. Dar sunt curios jocul ăsta între ghilimele al dumneavoastră, din mintea și din sufletul dumneavoastră, cum a arătat... cel al ambițiilor pe care le aveați vis-a-vis de la comuna. Respectivă, ce vă doreați atunci? Nu mă opic, la vremea respectivă nu erau atâtea orgolii și atâtea nebunii ca astăzi. Ambiții constructive, mă refer. Era când lumea te duci mai pe o funcție, vrei să faci mai niște normală, lucruri. Parcă eram un pic mai aproape unii de alții. Acum ne-am distanțat foarte mult. Cu vecinul vedeți că de multe ori nu mai ai dialog de cum cu alții. Este și comuna Pui o comună demnă de secolul 21 în accepțiunea dumneavoastră? Eu zic că da, dar mai este încă de lucru, fiindcă 12 sate, 12 localități pe versanții și Retezatului și părții celelalte și Șurianului. Pe mijlocul comunei trece Străiul, apa care purgătoare care se varsă în Mureș și drumul național care ferată, e o comună bine așezată. La vremea, bineînțeles mai de mult, a fost și plasa, adică plasa însemna o comună mai mare. Da, spuneați că mai este de lucru și eu m-am întrebat tot timpul care-i secretul acestor primari, atât de longevivi. Dumneavoastră aveți 6 mandate și de curiozitate vă întreb, ce n-ați putut face în 5 mandate și a mai fost nevoie și de al 6-lea? Vă dau un exemplu. Comuna Pui are undeva la 250 de km de drumuri. Județene, în administrarea comunale, ulițe, da, proprie? Mai multe cu drumurile viginale și mai departe, dar astea sunt pic de importanță mai mare, cam 200 și dintre care, când am ajuns în primar în 2000, a fost un metru liniar de asfalt. Avem la ora actuală undeva la 50 de kilometri de asfalt. Avem vreo 6-7... Vorbim de drumuri comunale? Comunale și ulițe, în intravilanul localităților. Deci nu drumuri județene care trec prin... Drumuri județene sunt de apanajul Consiliului Județean. Am înțeles, da. Noi vorbim de drumurile comunale și ulițele sau drumurile viginale care le mai avem. Sau a mai apărut o denumire pe proiecte europene de drumuri de exploatație agricolă, care erau tot drumuri viginale, dar le-a dat altă denumire, care puteai depune proiecte pe ele. Și bineînțeles că am făcut și din alea vreo două. Deci s-a mișcat lucrurile. Totuși, banii nu sunt pentru a dezvolta ritm rapid comunitățile. Sunt banii totuși puțini și vă dau un exemplu. De exemplu, Angel Saligny actual trebuia conceput și gândit pentru comune în special.
nu pentru marile municipii, de exemplu Bucureștiu sau marile municipii din România și mai departe. Care ați primit bani pe Anghel Salini pentru Comuna Pui? Puțin? Ați primit bani da, pe acest am proiect? Primit, am primit, nu ce ne așteptam, dar am primit. Totuși, adică nu sunt mulțumit de ce am primit, fiindcă ne dorea mai mult. S-a făcut o, cum să zic, o nivelare și toată lumea la fel. Bă, dacă asta e regula, nu ne abate. A fost programul gândit de liberali și, uite, dumneavoastră, nu un liberal cu o state veche aici în județ. Gândit de liberali, pus în practică de UDMR-ul, că e ministerul lor, nu mai contează ce și cum. Nu asta e important. Important e că nu totdeauna poate lucrurile merg cum trebuie. Am înțeles. Acum și întotdeauna începem, da, ar mai fi lucruri să de revenim de la 2000. În 2000 banii erau foarte, foarte puțini. Mi-aduc aminte, nu știu dacă aveam un milion sau două buget. Da. Domnule Achim, v-aș pune aceeași întrebare pentru echitate. Ce a fost nevoie să mai faceți în al șaselea mandat, lucru pe care nu le-ați putut face în celelalte cinci? Acum, dumneavoastră, îmi puneți întrebarea ca și cum noi am mai lăsat ceva de făcut ca să ne mai aleagă lumea. Eu întreb și aveți libertatea să răspundeți ce vreți. Da. Întotdeauna mai este ceva de făcut. Ceea ce trebuie să facă un primar, în primul rând, și asta am încercat să fac, este să-și facă meseria de administrator. Să lase deoparte politica, să lase deoparte, adică n-are rost să te arunci cu capul înainte în politică, dacă vrei altceva. Și să stai mai mult alături de omul tău. Marea problemă care o are România astăzi este o polarizare excesivă. De fapt, este o problemă a globalității care vine peste noi. Uitați-vă la marile țări bogate, toată lumea fuge în ele. Uitați-vă la marile orașe care acum 20 de ani în Europa aveau 3 milioane de locuitori, acum au 6 milioane. Uitați-vă la orașele noastre care aveau 200.000 de locuitori, acum au 600.000. Și uitați-vă la satele noastre. Eu m-aș uita la orașele noastre din județ care au avut 60.000 și acum au 40.000. Exact, asta am vrut să trendul spun. Trendul cam ăsta e la noi, în județul Hunedoara, cel exact, puțin. Exact, asta am vrut să spun, că se polarizează spre orașele foarte mari. Un lucru pe care nu-l putem măsura acum, dar care în timp va aduce dezastru, fiindcă ne va băga pe toți claie peste grămadă în niște blocuri, vom sta la rând 3 ore, 2 ore ca să ajungem la servici dintr-o parte în alta cu mașina, vom avea problemele de poluare care sunt grave, vom avea problemele de sănătate și uităm să distribuim peste tot ceea ce are țara asta. Asta poate pentru că și mediul rural și din cel din care faceți parte dumneavoastră nu reușește, sau pe care îl reprezentați, nu reușește să ofere niște minime condiții demne de secolul 21. Și aici excludem comunitățile pe care le reprezentați. Dar sunt sate care n-au canalizare, care n-au apă, n-au curent, ce să mai vrem de gaz. Și atunci cum să aștepți să vină lumea spre mediul rural? Cu toate că eu zice că există acest trend. Familia tânără, care este familia care produce, nu își mută domiciliu unde are curent, gaz, drum sau ce mai aveți dumneavoastră să aibă. Familia tânără se duce acolo unde poate să câștige. Uitați-vă lângă București, uitați-vă lângă Cluj. Își fac case pe drumuri de noroi, fără curent și fără apă. De ce? Fiindcă acolo își câștigă banul mai mult. Dacă nu împărțim rezervele și dacă nu facem o distribuție să putem câștiga bani peste toți, oricât de mult m-aș chinui și eu și domnul primar, din păcate declinul ăsta va merge. Este exact problema cu Hunedoarei. Clujului, și acolo avem cea mai mare comună din România cu peste 100.000 de locuitori, dacă nu mă înșel. Asta tot prin prisma faptului că mediul rural din jurul unei comunități urbane s-a dezvoltat frumos atunci când a pus la dispoziție, eu știu, niște facilități. Nu, s-a dezvoltat fiindcă cei care stau în Făreș lucrează în Cluj. Uh-huh. Dar pentru că au tras la un moment dat la țară, deci cei care stau în Florești, în blocurile alea unde n-au unde își parca mașinile sau își parc băile de... Haideți să vedeți la serviciurile din lângă Cluj. Câți oameni vin cu băile de la mașini sparte în drumurile din Florești?
Și bun. Totuși își fac acolo și atunci, casă. Vina asta a județului Hunedoara, vina asupra situației în care se află județul Hunedoara, sugerați că aparține marilor administratori ai județului, primarilor... marilor orașe care n-au reușit să creeze niște centre de dezvoltare puternice care să țină județul ăsta în viață. Nu sunt de acord. Vina cea mai mare aparține guvernărilor care s-au perindat din 90 încoace, fiindcă județul Hunedoara era în primele 3-4 județe din România ca dezvoltare, ca economie, ulterior am ajuns să fim la coadă. De ce? S-a distrus mineritul, vrând nevrând, cu tot felul de găselnițe la mâna europenilor care ne-au ajutat să ne ducem așa cum ne ducem. Am distrus siderurgia, am vândut-o pe nimica și azi nu mai avem un fier. Fierul costă kilogramul de fier 10 lei și kilogramul de carne azi mâine egal cu fierul. Nu mâncăm fier, mâncăm carne, da? Sau ce putem. Era în țara Hațegului, Hațeg, niște fabricuțe de salam, de ciuperci, de aia, de aia, nu mai e nimic, nimic, da? Vorbim de Călan, nu mai e nimic. Vorbim de mineritul din zona Bradului, aurifer, nu mai e nimic, da? Deci, ori chiar primarii ăia puteau să oprească tăvăglugul ăsta al demolărilor și al vânzării de țară și așa mai departe, nu cred. Nu cred că care niciun paradoxul primar, acestei guvernări pe care o invocați dumneavoastră din nu ultimii 30 de ani? Nu cred că niciun primar de urbe, de comune, de oraș, de municipiu își dorește rău comunității care o reprezintă. Nu cred. Așa este, aveți dreptate. Și deasupra, remarc aici un paradox pentru că invocați guvernarea din ultimii 30 de ani este reprezentată în tocmai de cele două partide în bună măsură pe care le reprezentăm astăzi în arenă, PNL și PSD. Cei care au făcut rotative în decursul cu excepții pe aici, pe acolo. V-am înțeles ce vreți să spuneți. Încă o dată, repet, colegul a spus și el. Noi suntem administratori, nu politicieni. Noi avem valoare o dată la 4 ani când trebuie să cărăm voturi la București. Atât. În rest, suntem acolo, așteptăm cu mâna întinsă, poate vine ceva, poate primi ceva, poate reuși să dezvoltăm mai mult sau mai puțin comunitatea. Și acum, între fiindcă noi, fie suntem, vorba dumneavoastră, chiar cărați voturi spre București. Nu suntem comune mari ca să avem potențial economic să fim pe treaba noastră. Și atunci statul trebuie să subvenționeze într-un fel sau altul aceste comunități. Și de aici pornește totul. Da. Domnule Achim, spuneam și la începutul emisiunii că le-ați văzut pe toate, cumva. Ați trecut prin toate etapele acestui sistem public și ați văzut și modul bun, că v-am auzit vorbind pozitiv despre modul în care evoluează lucrurile, dar și modul negativ, modul urât al funcționării lucrurilor în România. V-aș întreba care a fost cea mai stupidă lege sau regulă pe care dumneavoastră ați întâlnit-o în decursul carierei dumneavoastră. Bănuiesc că ați văzut și aici multe acte cărate degeaba, poate la București, du-te poate pentru o semnătură. Sau, deci, dacă este să vă luați după mine, să vă spun cinstit, în dorința... Cine ajunge la București să conducă țara, mai ales cei care iau deciziile majore, președinte și așa mai departe, habar n-am de ce, intră într-o formă de asta de a aprecia doar cu foarte bine, excelent Occidentul și a prelua totul de acolo fără să filtreze nimica. Și după aia ne le aruncă grămadă peste noi. Uitând faptul, mă, stai un picuț, că fiecare țară când merge la Bruxelles și au câte o rezoluție, acolo o să vedeți că fiecare își apără gram din interesul lui. Noi nu-l facem. Îi lăsăm pe ei să-și meșterți ciorba cum le place lor, după aia vine și ne-o dau nouă în cap. Deci am întâlnit atât de multe lucruri dubioase încât... deci am avut o plată... era atunci, cum e acum Angel Salini, PNDL, dar nu era, se numea... Ordonanță 7?
Înainte de 7. 577. Și mai înainte, ai la altă, era cu... Am un moment foarte frumos între doi grei ai județului, doi primari cu experiență care exact fac istoria. Era Melepat, era înainte de ordonanța 7. Melepat. Aveau sediu în față la Ministerul Transporturilor. Bun, deci vorbim în anii 2000, nu? Da, în față la Gara de Nord. Nu știu că în 2000 n-am reușit să accesăm nimic. N-a găsit din comune. Normal. Păi când ai fost PSD ca mine atunci și Nordat. Primul proiect care l-am accesat a fost pe Sapard în 2004. Atunci o pornit și am pregătit din 2003 preaderarea la Uniunea Europeană și am pregătit pentru acel proiect pe Sapard și care a fost primit sub linie, dar la... După ce s-au făcut licitațiile, au rămas o sumă de bani și au mai intrat două, trei proiecte. Și noi am fost primul și au mai intrat, nu știu cine, după cum înapoi, de a reușit să băgăm apa în vreo patru localități. Primul proiect care l-am dezvoltat pe fondul european. Drumuri, am început și eu în 2003. Pe drumuri nici n-am mișcat nimic. Eu am apucat să iau atunci pe drumuri, pe un drum forestier. Poate, nu. Și... Partea stupidă a fost că era 2002-2003 să încerca de pe atunci un fel de informatizare, ziceau ei, nu digitalizare, și am avut o plată, mi se părea pe normă atunci, nu știu cât era, vreo 5 miliarde vechi. Și m-am dus cu la plată și era 5.231 de lei, 20 de bani. Și când au făcut suma cu toate, calculatoarele noastre gândeau într-un fel, a lor altfel. Și de la aia 20 la calculatoarele lor au ajuns 60 de bani. Și atunci se rătungea cu leu în plus. Și zice, n-avem ce face, nu putem încheia proiectul, du-te înapoi la Hunedoara, fă hotărâre de consiliu și mai dă un leu. Și a venit la Hunedoara, a făcut hotărâre de consiliu, am dat un leu, după hotărârea de consiliu am chemat din nou recepție cu tot ce a semnat, am făcut din nou pe noua sumă și ne-am dus din nou la București și când am ajuns la București cu ele, ne-am dat seama că au venit alți colegi, iar le-au însumat și de fapt leu-ul a dus înapoi în jos. Și eu sunt convins că atunci n-ați râs așa cum râdeți acum. A fost cu totul și cu totul altă atitudine. Și mergeam la București cu niște mașini Aro. Valea Oltului acum ai de mine pupic. Deci ai 7 ore pe drum încolo, 7 ore pe drum încoace. Da, este incredibil. Domnule Victor Stoica, aveți un episod de asta care v-a rămas așa în minte vis-a-vis de sistemul ăsta care... Nu, ceva care vi se pare cea mai stupidă lege dată. Vă spun eu, dacă părerea mea personală, nu știu a cui, dacă cineva o împărtășește sau nu, mi se pare cea mai stupidă lege, legea 18, legea fondului funciar. De ce vă spun? Fiindcă în Ardeal a fost carte funciară cap-coadă. Corect. Fiecare om a avut carte funciară CF-ul și mai departe. Și ce am făcut noi cu legea 18? Am dat la cei care n-au avut și la cei care au avut, am luat. De ce? Începând de la 90 validările alea, fiecare om era acolo și cerea cât vroia el. Merea și scriau, eu atât am avut. Nimeni nu-l întreba, de unde ai avut, cum? Scria acolo. Cei care erau la butoane și știau, și-au pus cum au vrut ei. Iar și acum, astăzi, acele validări sunt în... Păi și eu vă întreb, am înțeles fondul problemei, dar dacă o luăm așa pe linie ierarhică, până sus la guvern, există în teritoriu un deputat, un senator, la care dumneavoastră aveți mare acces. Mai departe, aceștia se duc în Parlament și notifică acolo problemele din teritoriu. Cred că vorbim discuții. Și de ce? Credeți că cineva te dă bani pe noi? Păi nici colegii dumneavoastră de partid din organizația județeană din care faceți parte, spuneți că nici ei nu... V-am spus, sunt multe lucruri bune care noi vrem să le promovăm, eu cu colegii mei sau ei cu mine sau toți împreună, nu contează culoarea politică sau ieșerul politic, dar credeți că el e cineva în calcul? Care e cel mai bun lucru pe care credeți că l-ați făcut pentru Comuna Pui? Care avem foarte puțin care scurs, l-a făcut eu să sau cine? Care l-ați făcut dumneavoastră în administrația publică locală pentru Comuna Pui? Am făcut un lucru, am făcut mai multe lucruri. În primul ce rând, mai important pe care îl considerați în primul rând, programul la primărie, de la 8 la ora 16 la 4, se lucrează normal. Orice cetățean care vine, nu am
zi de audiență, tot timpul să țin audiență, tot timpul suntem în contact cu oamenii. Păi și bate ăsta proiecte de canalizare, de am făcut, de acum, vă spun bate. Nu. Păi da, bate, da? Bate, să fii alături de om, bate orice proiect, să știți. Vreți să vi le spun corect toate proiectele? Nu, 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 că n-avem timp, n-avem timp, da? Exact, atunci, vreau să-mi spuneți pe cel mai important, cel mai de suflet, așa. Trebuie să pornim de la disciplină, de la o regulă a bunului simț. Acei oameni. Noi suntem la primărie datorită cetățenilor din comună, da? Că dacă n-ar exista acea comună, noi n-am avea serviciu. Am avea altundeva, probabil. Și noi suntem în slujba lor. În orice moment, din cele 8 ore, suntem acolo, iar pe deasupra comuna apoi are program sâmbăta și nu lunea, lunea avem liber, fiindcă sâmbătă avem târg de țară în permanență. Că asta e o excepție în toată țara. Domnule Victor Stoic, aveți un program de un proiect de suflet în comună? Proiectul meu de suflet, am avut multe proiecte mici care mi-au fost la suflet, dar cred că proiectul în care am avut noroc să intru este exact ce spune și colegul, toată comuna mea în momentul ăsta are o carte funciară electronică. Atât de, eu nu știu dacă sunt comune în România care au o carte funciară. Am telefonul aici cu mine, dacă vreți vă arăt. Oriunde am merge în comuna Lelese, cu telefonul, o mică aplicație și ne așezăm aici. Deschid telefonul și spune proprietarul, suprafață, categoria de folosință, limitele. De aici încolo, dacă te autentifici cu CNP sau cu nume, intri în cartea funciară, plătești taxa aia de 20 de lei și îți vine CF-ul. Foarte important acest acolo lucru. Nu știu câte comunități rurale se pot mândri cu o astfel de performanță. Am o structură pe care vreau să o respect în arenă. Mai avem un minut și un minut pentru fiecare alocat pentru un test de sinceritate. Sunt trei întrebări pe care vi le voi adresa. Ultima este întrebare închisă, răspuns cu da sau nu. Domnule Ciprian Achim, vă introduc așa ușor în testul nostru cu prima întrebare și o să vă rog să-mi nominalizați cel mai frumos loc din lume pentru dumneavoastră. Acasă, la LLS. Cumva intuiam acest răspuns. Întrebarea numărul 2 în testul sincerității în arenă. Vi s-a impus vreodată din partea superiorilor pe linie politică firme cu care să lucrați în comunitatea dumneavoastră? Nu. S-a sugerat, dar greșeala au fost că au sugerat că n-am lucrat niciodată cu cei impuși. V-ați prins și dacă ați văzut sugestia nație lucrat. E cel mai mare păcat care poate să-l facă orice primar. Întrebarea numărul 3. Doar noi doi și conștiința practic suntem aici pentru această întrebare. Ați mințit vreodată în cariera dumneavoastră politică? Da. Vă mulțumesc pentru sinceritate în testul de sinceritate. Domnule Victor Stoica, întrebarea numărul 1. Cum vedeți dumneavoastră trădarea? Mi se pare cel mai urât lucru posibil. Întrebarea numărul 2. Descrieți cel mai greu moment al carierei dumneavoastră politice. Cel mai greu moment al unui primar este momentul în care te vezi că nu ai bani, n-ai posibilități și lumea cere tot mai multe probleme să le rezolvi. Și întrebarea numărul 3, întrebare închisă, răspuns cu da sau nu, sunteți în acest moment în alianță la guvernare cu Partidul Social Democrat, ca și reprezentant al Partidului Național Liberal. Politicianul Victor Stoica și-a dorit alianța cu PSD? Din moment ce da sau nu? Da, fiindcă era singura care putea să guverneze România la vremea respectivă. Ați răspuns cu da acestei întrebări. Da. Vă mulțumesc, domnilor, pentru sinceritatea de care ați dat dovadă și în testul sincerității și pentru deschiderea pe care ați avut-o de a intra în arenă. Eu sunt Mihai Molocea, dragi prieteni, atât pentru acum. În arenă revine și săptămâna viitoare cu alți invitați, alte subiecte. Astăzi am abordat, așa cum v-am spus, politica națională, județeană, dar văzut așa, de la firul ierbii, de acolo, dintre oameni, cu doi primari grei ai acestui județ, doi primari cu o foarte mare experiență. Este vorba despre Ciprian Achim, primar PSD al comunei Lelese, și Victor Stoica, primar PNL al comunei Pui. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. E locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos, dar nu-i locul aici.
Aici e Arena Hunedoara 1.